m-a bubuitură, că nu de mult am venit cu bicicleta la Dej. Eu mă prindeam, mă captez după mine. Și ce s-a auzit? Bubuitură. Și după aia ați ieșit afară să vedeți? Păi da, eram în fața casei, mai mă spun mie nu se vede. Bine că m-a corănit, să aia e principalul, că chiar le să mai repară, dar sănătatea e, viața e mai în pericol. S-a auzit ceva? Da. Ce? Deci omul a luat mașină. Deci o bubuit, a trezut în casă cu bubuit? Da. Și când ați ieșit? Era eu, ce așa. Cum s-a întâmplat? Ce v-a apărut în față sau cum? Lăsați-mă, șefule, lăsați-mă, n-am arăt eu. Am ziceți mai cum s-a întâmplat. Am frânat în fața noastră. Am evitat pe ăla. Unul, Consolența, ăla nu a pățit nimic, nici nu l-a lovit pe ăla. Și ăla a oprit sau s-a dus? Ăla a frânat din fața noastră, că nici nu a semnalizat până când nu a frânat, după a început să semnalizeze. El l-a ferit pe ăla să nu ne urcăm pe el și l-a lovit pe ăsta. Celălalt vinea din contrasens? Ăla da, și ăla dacă trăgea o țără încolo. Venea de la Cluj, nu? Vinea, da. Ce transportați? Apă, bere. La Dej? De la Cluj, la Dej. Lasă, m-am schimbat și cu... Da. Sunt că e măgar și nu știe să se conducă mașina. O intra el în tine? Da, bineînțeles că tu mergeai dinspre Mară. Da, veneam din partea... Hai, vina pe partea aia!